Fraților, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ne-am strâns 10.000 de oameni pe acest canal. Iar drept mulțumire, v-am pregătit două surprize. Despre una aflați mai multe detalii în videoul de săptămâna viitoare, iar cea de-a doua surpriză este chiar videoul de astăzi. Mai concret, o să aflați cum se fac banii din YouTube și o să vedeți exact câți bani am făcut eu până acum. Sunt perfect conștient că ați mai văzut videouri de genul și în alte părți. Dar de obicei, persoanele alea vă arată doar cifre mari pentru că și canalele lor sunt pe măsură. Eu unul vreau să vă arăt și cum este la început. Pentru că foarte multă lume se visează doar la capătul drumului și uită cât de greu este să ajungi acolo. Totuși, pentru cei care nu sunt interesați de cum se fac banii din YouTube, dar vor să știe cât am câștigat până acum, am să împart acest video pe secțiuni și fiecare merge la partea pe care îl interesează. Nemai lungind acest intro, haide să vedem cum se fac banii din YouTube. În momentul de față, ca să fii eligibil pentru monetizare pe YouTube, ai nevoie de 1000 de abonați și de 4000 de ore de vizionare. Ore de vizionare pe care trebuie să le faci în decursul unui an. Condițiile de aderare la programul de parteneriat YouTube s-au tot schimbat de-a lungul anilor. Deci s-ar putea ca ce v-am zis acum să nu mai fie relevant în viitor. Deci ca să ne înțelegem, probabil mulți dintre voi știți că YouTube te plătește pe vizualizări. Lucru care nu e întru totul corect. Asta pentru că YouTube te plătește pe reclame afișate. Deci e important să știm diferența. Pentru că două videouri cu același număr de vizionări pot să genereze sume complet diferite. De exemplu, cu cât este mai lung un video, cu atât YouTube îți poate afișa mai multe reclame la care tu să trebuiască să dai skip. Știți voi la care mă refer. Reclamele alea care apar fix când videoul este mai interesant. Pe lângă asta, nu toate reclamele sunt plătite la fel. Aici, totul depinde de forța de cumpărare a publicului tău. De exemplu, dacă eu aș face content în germană, aș fi mult mai bine plătit pentru că Germania este o țară bogată, iar cetățenii ei au o putere de cumpărare mult mai mare decât cea a românilor. Deci, interesul companiilor pentru a-și face reclamă pe YouTube este complet altul. Pe lângă naționalitatea publicului, mai contează și vârsta lui. Pentru că nu e tot una să se uite la tine un copil de 8 ani sau un adult de 40 de ani. Drept urmare, canalele care au un content mai serios, gen educație financiară, sunt mult mai bine plătite decât canalele de divertisment. Asta pentru că un copil nu prea o să se uite la un video din care o să învețe ceva, pentru că o să îi se pare plictisitor. Drept dovadă, Cristian Chifoi și-a făcut publice cifrele într-un vlog de-a lui Nicolas Aesthetics. Pentru cei care nu-i cunoașteți, Cristian Chifoi face educație financiară, iar Nicolas face sală. Cristian are un CPM de 10 dolari, în timp ce Nicolas îl are doar de 1 dolar. Financiară. Eu am RPM de 5 dolari. CPM-ul la mine e de 10, aproape. Eu am CPM de 1, cred, de 1 dolar. Ca să înțelegeți, CPM-ul este suma de bani pe care brandurile o plătesc pentru 1000 de impresii. Iar după ce YouTube își ia și el un comision, avem RPM-ul, adică banii pe care îi primește YouTuberul pentru 1000 de vizionări. Deci dacă CPM-ul ți-e mare și veniturile sunt pe măsură. Pe lângă reclame, creatorii de conținut mai pot face bani din YouTube prin funcția de membership. Mai pe scurt, plătești un abonament lunar, iar în schimbul banilor tăi ar trebui să primești niște beneficii alese de către creatorul de conținut la care ai devenit membru pe canal. De cele mai multe ori, aceste abonamente sunt pe nivele. Iar teoretic, cu cât plătești mai mult, cu atât ai beneficii mai avantajoase. Personal, am acces la această funcție de ceva vreme, dar am ales să nu o pornesc pentru că în momentul de față nu am ce să vă ofer la schimb pentru banii pe care mi-ați da. Ok, mai avem de trecut în revistă încă două metode de a face bani în industria asta. După care, trecem la veniturile mele. Pe de o parte, avem donațiile din live-uri. Aici, lucrurile sunt destul de simple. Intri live, iar oamenii îți trimit bani sub forma unei donații. Ceva de genul cum se dau bani la lăutar ca să fii băgat în seamă. 50 de lei de la Andrei pentru Alexandra, să trăiască la mulți ani! Ok, acum am ajuns la cea mai consistentă formă de venit pe care o poate avea un creator de conținut, anume parteneriatele cu brandurile. Mai pe scurt, o firmă vine la tine și vrea să-i promovezi un anumit produs sau serviciu. Acum firma fie te plătește cu bani, fie îți dă la schimb produse sau servicii, cea din urmă metodă numindu-se barter. De obicei, firmele scapă mult mai ieftin cu acestea. Deci, creatorilor de conținut mai mici o să li se propună mult mai des să facă bartere decât să facă contracte plătite. Personal, nu am primit nicio ofertă de colaborare serioasă până acum, așa că nu știu să vă zic câți bani primește un canal mic pe o campanie de marketing. Dar dacă sunteți curioși, când am prima ofertă, vă zic și vouă cât mi s-a oferit. Acum că am terminat cu partea teoretică, haideți să vedem câți bani am făcut pe acest canal până acum și pe ce am cheltuit. Eu am fost eligibil pentru monetizare undeva prin luna mai a acestui an, adică 2021. Totuși, reclame au început să apară la mine pe canal numai prin iunie.
Asta pentru că YouTube a trebuit să-mi verifice canalul ca să se asigure că am respectat termenii și condițiile lor. Deci în prima mea lună de monetizare am reușit să strâng 12,4 euro, urmând ca în luna iulie să mă mențin cam tot pe acolo cu 15,1 euro. Dar totul s-a schimbat din luna august. În data de 15 iulie am postat videoul Ciudățeni în 13 minute. Video care a spart orice record pentru canalul meu la acel moment. Lucru care se și vede în banii câștigați. În luna august câștigând nici mai mult, nici mai puțin decât 103,4 euro. Seria pornită de către videoul cu Ciudățeni a continuat să producă cifre bune pentru canal. Iar în luna septembrie am câștigat 140,17 euro. Având în vedere că luna octombrie este încă în derulare, nu vă pot zice încă cu cât o să rămân la finalul lunii. Dar vă pot zice câți bani am făcut în total până în momentul de față. Tobele, vă rog! Canalul meu de YouTube a reușit să-mi producă un total de 352,42 euro. Yay! Adică cu 352,42 euro mai aproape de a-am lua un Ferrari. Dar din păcate Ferrari-ul mai trebuie să aștepte pentru că am de gând să reinvestesc toți banii. Asta ca voi, abonații mei, să aveți cel mai calitativ content pe care îl pot produce. În momentul de față, cel mai urgent mi să-mi iau un laptop și un microfon nou. Laptop ca să-mi pot edita mai rapid videourile, iar microfon ca să mă auziți mai bine. Partea audio fiind o componentă esențială pentru contentul meu. Nu vă faceți griji, dacă mi iese manevra cu Bitcoin, s-ar putea să vedem aceste achiziții mai rapid decât ne-am fi așteptat. Și cine știe, poate facem un video cu laptopul pe care o să mi-l iau. Pentru cei curioși, mă gândesc la un MacBook. Mai ales că se zvonește că cei de la Apple o să scoată un nou MacBook de 14 inch. Fraților, am făcut acest video ca să fiu transparent cu voi. Așa că loviți butonul de like dacă v-au fost utile informațiile din videoul ăsta. Abonați-vă la canal dacă nu ați făcut-o deja și neapărat să aprindeți clopoțelul pentru că am o surpriză pentru voi săptămâna viitoare. Ziceți-mi în comentarii ce videouri mai vreți să vedeți la mine pe canal. Ne auzim pe Insta și pe TikTok. Eu am fost Paul Pașca și ne vedem data viitoare.